Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben valabilă de astăzi și până vineri. Temperaturile vor ajunge până la 37-38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală depășind pragul critic de 80. Astăzi, în orele amiezii, mercurul din termometre a urcat până la 35 de grade Celsius. La o astfel de temperatură și cea mai înghețată s-a topit instant. La 35 de grade Celsius, această înghețată s-a topit în mai puțin de 5 minute. Cei care nu au mașină personală și trebuie să meargă la serviciu sau în alte locuri sunt cei mai afectați. Autobuzele sunt adevărate cuptoare ale amiezii. La o temperatură de 35 de grade Celsius afară, într-un autobuz, chiar și dotat cu aer condiționat, aerul este irrespirabil. Cum e în autobuz pe vremea asta? Foarte cald. Uneori bine că au aer condiționat, unele dintre ele. Dar, în genere, destul de inconfortabil. Groaznic. Mă cald la serviciu, vă dați seama că este foarte cald. În Pitești s-au stabilit 11 puncte de prim ajutor pentru situații de urgență. Este vorba despre Liceul Teoretic Ion Barbu, Colegiul Tehnic Dimitrie Dima, Școala numărul 13, Colegiul Dene Nițescu, Liceul Cantacuzino, Școala numărul 14, Școala numărul 11, Școala 1, Școala 20, Primăria Pitești și Finanțele Publice.